Radical dinero puede entrar por SAS 100 plus 1. Radical dinero puede entrar por SAS 100 plus 1. Minus radical de orden 3. Dinero la 3 plus SAS 100 puede entrar plus 1. Plus 1. Ah. La itini, tot la șirul nu mai pune problema. Ia întâi la itini. Limita acestui șir. Cum mai de gând să faci? Păi scoatem ien, adică factor forțat. De la un cap la altul. Deci de sub primul radical are și ien pătrat, deci ien în față, la al treilea ien. Deci va fi ien pe lângă. În dreapta sus acolo. De ce n-ai pătrat în sus? Egal cu limită din de pe lângă. Nu pe lângă. 1 plus 6 supra n. Da. Plus 1 pe n pătrat. Minus. Minus. N pe lângă. Radical din ordinul 3 din 1 plus 6 supra n. Plus 1 pe n la pe n. Mă gândeam că n-ul chiar e pus tocmai în fața parantezii. Șterge-l de acolo și pune un ien acolo în față. Așa, așa. Ei, cât este limita asta? Tă la tă trei și analiza? Se duce la 0, la 0 și avem ien. Infinit, adică infinit pe lângă? Infinit, ori 0. Infinit ori 0. Deci ai obținut infinit ori 0, operație fără sens. Cum ai de gând să ieși din această situație dificilă? Conjugat. Da, da, vezi cu acolo radical indice 2 și altul indice 3. Conjugată de ordinul 6 este o treabă dificilă. Aici îmi trebuie o idee. Minus... Se vede limita acolo. Sigur că da. Trebuie să faci. E din minus infinit. Da, da. Da. Dați-mi o idee și gata, o facem limita. Sau vrem să scădem un cât în interiorul parantezii? Un ien. Adunăm și scădem un ien. Deci vine limită dintr-o primă echipă, radical din ien pătrat. O să vedeți, să răspundeți acum dacă ați prins de ce am spus eu, să adunăm și scădem un ien. Plus 1 minus ien, o primă echipă, plus ien acum, minus radical de ordine 3, din ien la 3-a, plus 6 ien pătrat, plus 1, închide paranteza. Și egal mai departe cu, de desubt, limită din prima echipă radical din ien pătrat, plus 6 ien plus 1 minus ien. Așa. Minus limita, aici se poate minusul în față. Minus limită din radical, că am scos minusul în față, radical din ordinul 3, din el la 3, hai mai repede, plus, plus, plus minus ien. Și egal cu... Acum am luat jucata și de resubt, nu țin capă. Limită din. Bine. N pătrat plus... 6 N plus 1. Minus N pătrat. Totul supra. N pătrat cu minus, da? Da. N pătrat. Totul supra radical plus N. Radical N pătrat plus 6 N plus 1. Plus N. Plus N. Minus limită din ien. Ien de fracție lungă. Ien la 3-a. Da. Plus 6 ien pătrat. Plus 1. Minus ien la 3-a. Supra. A pătrat. A pătrat. Adică radicalul. Din ordinul 3, din ien la 3-a plus 6 ien plus 1. Da. Totul la pătrat. 6 ien pătrat, totul la pătrat. La a doua. Da. Așa. Stel, plus, plus a
AB. AB care vine radical de ordinul 3 din la 3 plus 6 din plus 1 înmulțit cu 6 în pătrat. Poți e. Puneam pe el aici în față mai bine. Și vine al de fracție plus e pătrat. Plus? Egal cu? Egal. Hai să spunem aici, să încercăm să terminăm limitat. Egal cu cât se duce în pătrat. E în pătrat și vine limită din 6n plus 1. Da. Totul supra. Aici închipuiți că scoți pe n factor forțat. N în afară, ori nu rămâne, ceilalți fac 0, n plus n, 2n. 2n. Plus limit, minus limită. Aici, n-a doua, 3-a, 6-i pătrat plus 1. 6-i pătrat plus 1. Totul supra. Aici. Aici este un n, dar la pătrat, n pătrat. Aici, deci. Iarăși aici un n pătrat. 2 n pătrat. Și cu n pătrat, 3 n pătrat. Și egal cu, de desubt. Pe data asta limită 1 pe 3, 3 pe 6 pe 2, 3. Că scoate din termenul factorul forța 3 plus minus 2. 1. Limita este 1. Hai să vedem unde a fost poanta simpatică. Dar de ce m-am gândit la N? Să adunăm și credem un N. Ca să putem apărăi Să-mi că da, de aici după ce am ridicat la putere, a avut aceeași putere cu cel de supra-ridicat. Așa. Deci asta ar fi un motiv. Dar dacă ar fi spus aici 4 și aici 8, e la 3. Cu 2n. Așa. Pentru că aici urmează radical în 4, e împătrat 2n. Deci 2n adunam și scădeam, da? Deci este o legătură foarte clară cât face asta. La egal și 3 din 8 la 3 face 2N și aici 2N. Da? Și de ce adunam și scădeam un 2N? Așadar, dacă v-aș fi propus următoarea limită. Ia să-ți treci acolo. Limită. Limită din. Din difracție. La numărător să fi fost radical din 4n pătrat plus 6n plus 1 plus 6n plus 1 minus radical din 3 din 8n pătrat 8n la 3 plus 6n pătrat plus 2. Deci așa stă limită. Iar jos aș fi zis de sub radical de radical din să zicem 9n pătrat plus 3n plus 5 minus radical de ordinul 3 din 27n la 3 plus 5n pătrat plus n plus 1. Dacă aș fi dat această limită, cum ați fi făcut-o voi? Ia să văd. Păi sus am fi un 2N, am sunat un 2N. Așa. Și jos un 3N. Deci sus un 2N și jos un 3N. Sau mai puteam să formulez acest exercițiu de mai sus astfel. Fie limită să se determine A și B. Hai să încostelul, să se găsească A și B, așa încât. Așa încât. Limită pentru N, limită din, deschide paranteza, radical din AN pătrat, AN pătrat plus 6N plus 1, minus radical din, de ordin 3, din 3N pătrat, 3 din BN la 3 BN la 3 plus 6N pătrat plus 1
limită din asta să fie egal cu 1. Cine sunt parametri A și B încât limită din chestia asta să fie egal cu 1? Cred că e interesant. Păi îi luăm invers. Da? Deci, practic, spunem ca să fie o valoare finită, trebuie ca A să fie egal cu B. Neapărat. Când scoatem B în factor comun aici, scoatem B în factor comun, ne rămân radical din A minus radical din și 3 din B. Și asta trebuie să facă 0. Radical din A. De ce să facă 0? Ca să fie în infinitor 0. Da. Că numai infinitor 0 este o operație care mă poate duce spre o valoare finită dacă aplic conjugata și nu știu ce. Deci acesta este pare mult mai dificil, încă o dată. Eu pun așa întrebarea. Cine sunt parametrii A și B? Că limita asta să fie egal cu 1. Și voi, cum ați fi lucrat aici? Scoateți pe N factor forța. Ies N pe lângă radical din A minus radical din 3 din B. Și ca să fac o valoare finită, trebuie că radical din 3 din A minus radical din A minus radical din 3 din B să dea către scăderea asta. Să-mi dea 0. Că numai așa apare aici infinit ori 0. Infinit ori 0 este o operație fără sens. Și atunci îți vine în minte, adunăm și scădem, nu știu ce chestii acum, da? Da. Deci trebuie de văzut exact cum conducem exercițiul ca să meargă, nu? Și din aceea găsim că A egal cu B, da? Din relația asta, din faptul că cel radical din A minus radical din C3 din B să fie egal cu 0, înseamnă că de fapt A egal cu B de aici. Radical din A egal cu radical. Egal și 3 din B, dar adică la puterea a 6 și îmi dă A pătrat. A pătrat egal cu, nu, A la 3. Egal cu B la 2. Asta ar fi de la ce? A la 3 egal cu B la 2. Și A la 3 egal cu B la a 2. Mă rog, aș putea scoate pe B, să zicem aici, sau pe A, ar fi radical indice 3 din B la 2. Și l-aș înlocui pe aici, A egal cu radical și 3 din B la 2. Da, ca să fie și mai interesant, pun așa, B la 3, ca să meargă aici și mai frumos. Și aici la 2. Încât să apară A egal cu B, să nu fie prea complicat. Da? A egal cu B. Și de acolo merge frumos exercițiul, nu? Destul de interesant. O să vedeți, să adună și scade, nu știu cât acolo. Practic, un tot în el merge. Și de acolo găsim valoarea lui A. Asta ar fi, vă las ca temă chestia asta. Deci am lărgit discuția, plecând de la exercițiul ăsta pe care autorul l-a propus, dar am făcut nouă de vacanță, iată am găsit chiar și construit un exercițiu mai interesant. Acesta de aici și cel de-al doilea. Mergem mai departe, să vedem o altă chestiune. Și ce mai propune, să vedem ce mai propune autorul. Zice așa, fie șirul XN dat în felul următor, egal cu L plus 1 supra L pătrat plus 5. Să note că șirul acesta este strict descrescător și mărginit. XN descrescător și mărginit. Asta ar fi în clipa de față, am trecut în cadrul testului acesta. Am trecut la 2. 2 așa, roman. 1. Prima chestiune. 1. Deci se arată că și una asta este strict descrescător și mărginit. Cum procedă? Păi, să vedem că... E poziția aia. Asta e elementul de poziția aia. O căutăm pe cel de proporția N plus 1. X indice N plus 1 este egal cu N plus 1, N plus 2, da, supra N plus 1 la a doua plus 5. Supra N plus 1 la a doua. Doi
Asta este n pătrat plus 2n plus 6. Așa este, plus 6. Și facem xn plus 1 minus xn, diferența. Egal. N plus 2. N plus 2. Super. N pătrat plus 2n plus 6 minus n plus 1 supra n pătrat plus 5. Hai, repetat la aceeași metodă, lucrăm, să vedem că ce ne dă. Egal. Acolo am primit și cu n pătrat plus 5, de acolo cu... N pătrat plus 5. De aici n pătrat plus 2n plus 6. Este egal cu n pătrat plus 5 pe lângă n pătrat plus 2 minus n pătrat plus 2n plus 6 înmulțit cu n plus 1. Totul supra n pătrat plus 2n plus 6 înmulțit cu n pătrat plus 5. Sau? Hai, hai, lucrăm, mulțim acolo, repede, repede. N pătrat plus 2n. Dacă e n pătrat plus 5, nu zi n-l plus 2. Poftim? N va trebui. Deci n pătrat plus 5 nu zi n plus 2. Aici? Da, asta e n pătrat. A, e n pătrat. E pătrat, da, tot e pătrat. Bine, e n la 3. Plus 2n la 2. Plus 5n. Plus 10. Minus. Iam la 3. 3 plus iam la 2. Nu. Minus iam la 2. La 2. Minus 2 iam la 2. Minus 2 iam. Așa. Plus minus 6 ien. Plus minus 6. Egal cu? Supra. Totul supra. Ia la a patra. Lăsă-mă la... E la a doua. 2 ien. Plus 6. Pe lângă e la a doua plus 5. Da. Ia la a treia, minus ia la a treia, minus 2 la a doua cu 2 la a doua. Adică. Aici minus ia la a doua, dar nu. Minus 3 ien. Minus n pătrat, minus 2 n, minus 6 n, minus 8 n. N pătrat se duce cumva? Nu. Nu e n. Deci minus n pătrat, hai să vedem mai departe. Minus n pătrat, așa, cu 8 n, minus 8 n și cu minus 5, minus 3 n. Plus 4, 10 și cu minus 6. Totul supra. N pătrat plus 2 N plus 6 pe lângă N pătrat plus 2. Egal cu? E, ce fel ai de la... Pentru noi de la 1 încolo, ce fel de numere obținem sub la numărător? Numărul 2, 3, 4? Negativ. Negativ. Deci pentru mine mai mare egal decât 1. Pentru mine strig mai mare ca 1. Așa rezultă că minus n pătrat minus 3n plus 4 este mai mare supra, supra n pătrat plus 4n plus 6. Poftim? A scris minus n de minus n. N pătrat. N pătrat. A. Supra e pătrat plus 5, așa, este mai mic strict decât 0. Dacă e strict mai mic ca 0, de fapt rezultă de aici că x indice n plus 1 minus x indice n
Care la mine? De ce? De 2 n, da. Și 4 n, și dincolo. Unde? E pătrat cu 2 n, 2 6, un viitor. Da. Deci, să scriem corect. 2 n, da. Este x plus 1 minus x n este mai mic ca 0. Ce înseamnă că x plus 1 minus x? Înseamnă de aici că x plus 1 mai mic, deci e echivalent că x indice n plus 1. X indice n plus 1 mai mic decât x indice n. Deci este șirul descrescător. Deci rezultă că șirul xn descrescător. Xn descrescător. Dacă ar fi să ne închipuim în termenii pe axă, aș pune pe x1 pe aici undeva, pe urmă pe x2, pe x3, da? Deci termenii șirului se organizează, da? În ordine descrescândă. Deci șirul este descrescător. Să arătăm că este și marginit. Pentru ca să arătăm că este marginit, trebuie să observăm că toți termenii sunt cuprinși între x1 și cine mai fi. Deci, majoratul nu știu, pot să iau de x1, majorat de dreapta, minoratul nu știu. Deci se întâmplă acum că xn este cuprins în dreapta cu posibilitate egală. 2 supra 6, 2 pe 6 care înseamnă că 1 pe 3. 1 pe 3, iar în dreapta rămâi să-l descoperim. Să vedem cine poate să fie minorant aici, pentru șirul acesta. N plus 1 spală pătrat plus 5. Cred că zero poate să fie minorant. Că N plus 1 spală pătrat plus 5, totdeauna sunt valori pozitive. Da. Nu? Deci, n-am... Deci poate să spui că zero ar fi aici, fără emoții, pentru că XR care este N plus 5, N plus 1, totul supra. Da. Este strict mai mare, e mai mare strict decât 0. Asta înseamnă că toți termenii xn sunt cuprinși între cine? Nu. Xn între 0. 1 pe 3 este acolo și în stânga 0. Și cu asta arătăm și morton descrescător și mărginit. Asta trebuie să arătăm. Și el este descrescător și mărginit. Punctul următor al problemei spune așa. Fie șirul xn dat în felul următor. Xn egal cu 1 plus 1 supra 1 plus radical din 2. 1 plus radical din 2. Plus 1 supra radical din 2 plus radical din 3. Plus și mai departe plus puncte. Puncte 1 pe radical din n plus radical din n plus 1. Deci acesta este șirul xn. Se cere să vedem monotonia acestui șir acum pe se. Deci se cere să facem, ia să vedem, acesta este șirul xn, să se arate că este crescător nemărginit superior. Crescător, să dovedim că este șir crescător, nemărginit superior. Deci în partea superioară nu există niciun număr care să-l oprească, da? Indiferent la ce număr le oprim, totdeauna va fi depășit. Crescător nemărginit superior. Cum ai de gând? Păi, prima dată vedem că este crescător. A, pentru asta? Comparăm xn cu xn plus 1, da? Așa. Deci, de rog, și termenologia era următor, x indice n plus 1. Este egal cu 1 supra radical din indice n plus 1. Păi da, de unde pleacă? Deci, la 1 plus... Așa. 1 supra 1 plus radical din 2. 1 supra radical din 2 plus radical din 3. Plus, puncte, plus 1 supra, radical din n, plus radical din n, plus 1. Și plus, în sfârșit, mă rog. 1 supra, radical din n, plus 1, plus radical din n, plus 2. Acesta ar fi, nu? X indice n plus 1. Când facem scăderea... Când facem xn plus 1 minus xn, scrie sus, x indice n plus 1 minus x indice n,
Scrie și un pic mai mare, te rog, că tu scrii destul de mare, da? Deci xn plus 1 minus xn egal cu? 1 plus 1 sub radical, 1 plus radical din 2. Da. Plus 1 sub radical din 2 plus radical din 3 plus puncte puncte plus 1 sub radical din n plus radical din n plus 1. Da. Mie. Și plus, păi ai x n plus 1. Plus următorul. 1 supra radical din n plus 1 plus radical din n plus 2. Minus, toți termeni celelalți sunt cu minus. Minus 1, minus 1 pe radical. 1 supra radical din 2, 1 plus radical din 2. Da. Minus 1 supra radical din 2 plus radical din 3. Minus puncte puncte minus 1 supra radical din indice n plus radical din n plus 1. Și avem 1 cu minus 1 1 supra radical din 2 minus 1 supra radical din 2 1 supra radical din 2 plus radical din 3 minus 1 supra radical din 2 plus radical din 3 și plus 1 supra radical din n plus radical din n plus 1 minus 1 supra radical din n plus radical din n plus 1 și este egal cu, deci xn plus 1 minus xn este egal cu 1 supra radical din n plus 1 plus radical din n plus 2. Hai, strict mai mare ca 0. Și asta înseamnă acolo că șirul este crescător. Xn plus 1 mai mare decât xn. Mai mare. Mai mare, mai mare. Da? Invers. Mai mare decât xn. Deci șirul xn este un șir crescător. Și să arătăm că este nemărginit superior. Interiorul e x1. Deci el pleacă de la cine? De la x1. Așa. Pleacă de la x1. Aici, x1. X1. Și termenii se, se tot, da? x2, x3 și așa mai departe, pentru că uitați. Se tot adună. Da? Se tot adună câte ceva. E greu că se adună puțin. Dar iată că nu poate fi... Nu este un șir... Nu poate fi mărginit superior. Deci se tot vede că nu poate fi mărginit superior. Ar trebui să arătăm că xn totdeauna e mai mare decât un, orice număr la care ne-am oprit noi. Prin inducție. Nu știu... Deci, ar trebui să găsim un ordin, chiar dacă folosim un număr foarte mare. Folosim un număr foarte mare, există un ordin, începând la care termin s-ar peste acela. Ne ducem mai în dreapta. Și iar găsim un ordin, începând la care așa este sal de dincolo. Adică dacă am arătat că xn e mai mare decât ceva ca o expresie în n, iar asta aducă decât un număr. Da? Decât un număr care nu stă tot timpul fix, ci și el se modifică. Aveți cuvinte, dacă am arătat că xn e mai mare decât un șir yn, iar y până asta îți duce la infinit, păi înseamnă că xn nu va putea să fie niciodată mărginit. Dacă el e de dincolo decât, nu, decât termenul unui șir care se duce la infinit, e clar că nu va. Da? Uite că șirul ăsta, așa cum e dat acum, nu prea îmi dau seama. Xn mai mare decât cine? Deci visez să descoper un șir yn, xn să fie mai mare decât yn, și atunci treaba va fi foarte corectă. Că nu mă pot opri eu la un anumit o constantă aici. Nu știu la ce constantă să mă opresc și urmă să descoper rangul începând la care termenul îl depășesc. Și iar dacă nu merge. Cred că mai grozav ar fi să arăt că reușim de să punem în evidență un șir yn, încât că xn schimbă mare decât yn-ul ăsta.
Iar Y o să duc la infinit. Asta ar fi ideea. Ia să încercăm să scrim X în altcumva. Fiind aici o sumă, cred, nu? De la K egal cu 1, să începem. Din 1 pe radical din K plus 1 pe radical din K plus 1. Deci să zicem, mai hai stâng acolo. Și un X n egal cu sumă de la K egal cu 1. Da? Sumă de la K egal cu 1 până la N. Din 1 supra radical din K dar tu îl spui bine, să punem 1 plus sumă, da? Da, da. El merge pe varianta să punem 1 plus sumă aici. 1 plus sumă. Să-l avem pe ăsta, primul termen de aici. Din 1 pe radical din K plus, tot de sub, plus radical din K plus 1. Ia uitați dacă este corect. Da. Deci XN este 1 plus sumă de la K egal cu 1 până la N, de radical din K plus radical din K plus 1. Se întâmplă. Când K-ul este 1, vine 1 plus radical din 2, care al doilea termen aici. Când K-ul e 1. Când K-ul e 2, vine 1 supra radical. De ce bine? Și când K-ul ajunge, ea e foarte clar. Ei, hai să calculăm suma asta, poate avem noroc. Poate ne ajută ori de câte avem de calculat o sumă, da. Să ia terminul ăsta și visăm la o diferență, la o diferență în chestia asta. Ia, deci, 1 pe radical din K, să o prelucrăm. 1 pe radical din K plus radical din K plus 1. Cum mai poate fi oarea până? 1 supra radical din K plus 1 supra radical din K. Nu, aici. Aici e mai frumos. S-au și înregistrat. Tu îți dai seama. Și tu vezi, n-ai mai zis. Da. Singur. Ce putem să, la ce ne putem gândi? Să raționalizăm poate. La asta, tu asta ai vrut să spui. Da, asta ai vrut să spui. Să raționalizăm, sigur că da. Ia să raționalizăm. Și avem radical din K sinus, radical din K plus 1. Da. Totul supra. Radical din K, radical din K plus 1. Pe lângă. Radical din K. Minus. Radical din K. Am mulțit și sus și jos cu radical din K, minus radical din K plus 1. Egal mai sus, egal mai departe cu radical din K minus radical din K plus 1. Totul supra. K plus K. K minus K plus 1. K minus K minus 1. Minusul se reducă, hai repede, mai repede, egal cu, schimbăm ordinea sus, radical din K plus 1, minus radical din K, minusul de jos schimbă, da? Da. Poate. Ia, extraordinar. Ați văzut ce idee bună cu colegul vostru? Deci, și deodată cu ideea aceea trăsnită, în ghilimele trăsnită, găsim, aranjăm termenul de sub sumă, ca o diferență de termen. Deci egal mai departe cu sumă. 1 plus. 1 plus sumă de la K egal cu? Ian. Din. K, radical din K plus 1. Radical din K plus 1. Minus. Corect. Sumă din toată bucata asta. Egal cu de sub. Egal cu, să vedem cu cine. 1 plus. Sumă. Păi desfășoară suma, ce să mai scrie? 1 plus. Când K egal cu 1, ce obține? Radical din 2 minus radical. Minus 1. Da. Deci radical din 2 minus 1. Plus. Radical din 3 minus radical din 2. Plus radical din 4 minus radical din 3. Plus. Da, aici putem scrie 2. Nu, lasă, lasă așa, lasă. Da, minus radical din 3 plus radical din 5 minus radical din 4 plus puncte funcționale 4 plus radical din n plus 1 minus radical din n. Când ducem termenul? Hai să ducem termenul asemenea. 1 minus 1.
radical din 2 minus radical din 2, minus radical din 3 cu radical din 3, minus radical din 4 cu radical și radical din 5 se va duce undeva pe aici. Și va rămâne și radical din ea. Și rămâne numai radical din n plus 1. Deci rezultatul egal cu radical din n plus 1. Bun. Așadar, x indicien, să scriem sus, x indicien, care este x indicien ca expresie? Radical din n plus 1. Radical din n plus 1. Păi radical din n plus 1 poate fi marginit, asta poate fi oprit. Unde se duce acest șir? Deci în clima în care l-am văzut așa aranjat, sub forma asta, nu ca de discuții, șirul XM tinde la infinit. Deci, să ziceți voi, șirul XM tinde la infinit, rezultă că XM este nemărginit superior. Nu poate opri nimeni, tinde la infinit. Cu asta am arătat că șirul XM este monoton preservat și nemărginit. Ei, a fost destul de interesantă problema marginilor. Eu visam la ce? La găsirea unui șir Y-n care să facă ce? X-n să depășească cu Y-n. Y-n să duci... Doar chiar el, X-n în forma asta aranjat, după ce am calculat suma, este direct un șir care se duce la infinit, deci nu cabe discuții. Șirul este nemărginit superior. Punctul următor, și anume să vedem, fie șirul XM, acolo de sub, XM, dat în felul următor. XM egal cu 2 supra 2 factorial, 2 supra 2 factorial, plus 7 supra 3 factorial, plus și mai departe, plus puncte, puncte, plus M pătrat minus 2, totul supra M factorial, închidem paranteza, tot într-o paranteză de la început, și plus n plus 2 supra n factorial. Să se arată că șirul cu termenul acesta este un șir constant. Șir constant. Deci să arătăm că acest șir cu termenul așa, cu acest termen, este un șir constant. Adică nu-i crescător, nu-i descrescător, e constant. Tensii sunt aceeași valoare. Asta înseamnă. Înseamnă că dacă facem diferența la 2 termeni consecutiv, nu mai fi mai mare ca doar să vă mulțumim. Ce e la locul 0, sigur că. Noi facem x acolo. Sigur că da, așa facem. X din ce nu plus 1. Este egal cu 2 supra 2 factorial. 2 factorial plus 7 supra 3 factorial plus 5 factorial plus i-am pătrat minus 2 supra, i-am factorial, totul... Nu, plus, plus, plus mai aici. Plus, să-l oprim până plus 1. Plus 1, tot. La pătrat. Minus 2, supra, plus 1, tot factorial. Da. Așa, tot plus. Plus, n plus 3. N plus 3, supra, plus 1, tot factorial. Xn plus 1 minus Xn. Xn e plus 1. Xn. Se egal cu 2 supra 2 factorial plus 7 supra 3 factorial plus 1 plus n pătrat minus 2 supra. Nu. Da, n pătrat minus 2 supra n factorial plus n plus 1. Dar ridic la pătrat. A, ridic la pătrat? N pătrat plus 2 n minus 1. Minus 1. Supra n plus 1 tot la 2 factorial. Corect. Așa. Plus plus n plus 3 acela. Supra n plus 1 tot factorial. Minus. Minus. Minus la x, toată bucata așa. Minus 2 pe 2 factorial. Da. 2. Pe 2 factorial. Minus. Minus 7. Pe 3 factorial. Minus. Minus, minus, puncte, puncte. Minus. I-am pătrat minus 2.
Da. N pătrat. N factorial. N factorial. Totul. Minus. Minus. N plus 3. N plus 3, nu. N plus 2 aceea. Da. Minus N plus 2. La N factorial. Corect. Ce avem? Așa. Deci. Până acolo, cata aceea toată se duce până în... Da, nu ca aici nu vine. Nu. Minus. Da, da. Bucata aceea până unde duce? Așa, toată până la... Nu până la parte, până acolo. Chiar până unde ai pus, înainte de scurt linia. Uite. Asta toată, care este minus, nu? Asta da. Toată se vede și cu asta toată. Da. Și avem... Și egal mai departe cu n pătrat plus 2n minus 1 supra n plus 1 factorial plus n plus 3 supra n plus 1 factorial n plus 1 factorial și minus minus ne-a rămas 9 minus asta n plus 2 supra n factorial n plus 2 supra n factorial n plus 2 totul supra n factorial. Și egal acum cu, haideți să vedem cât ne dă totuși diferența ca să încheiem exercițiul. Egal mai departe cu t deasupra. Egal cu. Numitorul comun este n plus 1 factorial. Deci asta avem. Aici amplificăm cu n plus 1. Deci va fi egal cu coeficientul de fracții. Jos la numitor este n plus 1 totul factorial. Iar sus este n pătrat plus 2n. N pătrat plus 2n minus 1 minus 1 plus n plus 3 și minus n pătrat minus 2n minus n și minus 3 minus 2, pardon, minus 2 și egal cu iată, cred că face 0. Ia urmăriți acolo, le dășiți pe minus 1 pătrat, 1 pătrat, minus 2, 2n, minus 1n, 1 minus 1, da, minus 2 și 1. Și am arătat că x indice n plus 1 minus x indice n egal cu 0. X indice n plus 1 egal cu x. Asta înseamnă că x indice n plus 1 egal cu x indice n, deci de termen de 5 sunt egal, oricare ar fi n. Deci șirul xn, xn, constant, înseamnă că x-ul 1 egal cu x2 egal cu x3 egal și mai departe egal cu xn și mai departe. Păi dacă xn egal cu x1 și la fel pe x1. Cu cine este egal x1? Șirul xn este de forma asta. X1 este... Nu, 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 înainte. Era 2 supra 2 factorial plus 7 supra 3 factorial. Îl facem repede, da? Cât era xn, xn egal cu 2 supra 2 factorial plus da. Așa plus puncte, puncte plus n pătrat minus 2 pe n factorial n pătrat minus 2 e. Supra n factorial plus n plus 2 supra n factorial n plus 1 factorial n factorial n factorial, factorial. Asta înseamnă că n egal cu 1, vine 1 minus 2, face minus, pe, minus 1 pe 1, plus minus 1 pe 1, minus 1 plus 2. Și egal cu 1. X1 ar fi egal cu 1, dar probabil că autorul spune la 2 încolo. Și dacă spune la 2, îl face pe X2. X2 de cine va fi egal. Deci e rapid de calculat și totul este rezolvat. Dar este un cer constant. Poftim, ne oprim aici cu totul supra. N la a patra plus n la a doua plus n. Toată asta la puterea n la a treia plus 5 supra 2n plus 1. Egal cu, așa, dintr-o privire ce? Unul la infinit. Deci egal cu 1 la infinit. Numărul e și de desubt egal cu limită. Mai repede, pe rog, ritmul mai mare. Pentru
Din 1 plus n la 4 plus 2 n pătrat plus 1 totul supra n la 4 plus n pătrat plus n minus 1 totul la puterea. Inversat 2 n plus 1 supra n la 3. Deodată ai făcut asta? Da, facem n la 4, vedeți că n la 4 vine n la 2. De ce 2 n? Unde? A? Aici? Stai, dar nu am la puterea inversă, mă șterge de acolo, să zici trăznai. La putere lasă așa, e la 3 plus 1, trebuie să faci același numitor la minus 1. Da, da, aici, minus 1. Și o scriem direct. Păi ea scrie direct. Deci vine cât acolo? Minus e la 4. Plus e la 2. Minus e la 2. Minus e la 2. Minus e. Totul la puterea. E la 4, că la 4 se... Și rămâne un n la 2 aici. Deci la puterea inversă, e la 4 plus n la 2 plus 1, e la 4 plus n la 2 plus 1 supra, e la 2 aici cât rămâne? Minus n plus 1 ori n la 2 minus n plus 1 supra n la 4 plus n la 2 plus 1 înmulțit cu n la 3 plus 5. Totul sus la 2 până aici numărul e. Este egal cu G la limită. Da. Dar acolo sus se luă numărul e? E. Plus N. Aici? E la 4 plus N plus N. Și sus. Da, aici? Nu, acolo la ceva. În urmă, în urmă. În urmă, aici. Sus, da. Plus e. La cu e la limită, din. E la 2 minus e plus 1, supra. E la 4, plus e în pătrat, plus e, înmulțit cu. E la 3, la 3. Da. Da, e la 3. Plus 5 supra 2 n plus 1. Ce e la limit. Bine. E la 6. Nu. Da. 5. Ia 5. Plus 5 e la 2. Minus e la 4. La 4. Minus 5 e. Tot așa. Plus e la 3. Plus 5. Totul supra. 2 la 5. 2 la 5. Plus e la 4. Apoi 2 plus 2 e la 3. Da, punct de punct. Și e egal cu ce limita asta. E la puterea? Da, da. E. Mă, pe 2, sigur că da, dar deodată nu trebuie să mai pierzi timp cu acela, că stai timp și noi am spus că nu facem chestia asta, da, acum. Deci el la 2, el la 5, face, el la 3 face el la 5, el la 4, el la 5, celălalt știe bine că nu au grade, sunt mai mici și nu au nicio relevanță, nu? Că raportul e egal, limita e egal cu raportul coeficienților, scoțând el la 5, factor și sus și jos. Deci el la 1 pe 2, care înseamnă radical din el. Deci radical din ei este limita aceea. Și treci pe tabla din cealaltă și să spunem o altă limită. Limită pe 3 din de la infinit din... Pentru un din de la infinit? Da, să înțelegi că de la infinit din linii fracții. 3 la 4 minus 5 la 3 plus 2 în plus 6, dar e banal asta. Hai să-l facem. Totul supra. 2 la 4 plus 7 e împătrat.
plus n minus 1, cât este dată limita asta? E egal 3 pe 2. 3 pe 2. Sunt egale, nici nu discutat. Dar dacă e ca o limită de resublimită pentru n la infinit, 3 la a doua plus 5n plus 1, 3 la a doua plus 5n plus 1, supra minus 2n plus 3. Cât este limita asta? Minus infinit. Minus 3 pe 2. Ori e nu acela. Dar el e infinit, minus 3 pe 2 în infinit face minus infinit. Iar dacă ar fost limite de sub, limite pentru n de la infinit din 4n plus 5 totul supra minus 3n pătrat plus 2, cât este limita asta? 0. 0, chestie nu joci, da? Egal cu gradul mai mare. Și altă limită, limită pentru, astea sunt câteva care le dăm loc astăzi să fixăm niște lucruri. Limită pentru să înțelegi n la infinit din radical indice 3 din n plus 1 supra n minus 2, n plus 1 supra n minus 2, totul la puterea radical indice 3, radical de indice 3 din n pătrat. Așa asta. Cât este limita asta? Limita radicalul radicalul limitei face 1 la, raportul pe centrul este 1, 1 la infinit. Deci egal cu 1 la infinit. Și atunci este din nou numărul e, ce fiind de acolo, egal cu... și din numărător și din numitor, deci limită din... La aici o să aplici conjugata repede.
nu? Ca să aranjez un pic eu mai jos, egal cu E la limită pentru la limită de N plus 1 minus da, N plus 1 minus minus 2. Da. Așa, totul supra. Minus 2. Și jos supra legat și 3 din mine, pe lângă. Da? Pe lângă conjugat. Prima parte la pătrat, adică de 3 din mine plus 1 la pătrat, minus plus AB, plus radicalul 3 din n plus 1 ori n minus 2, plus radicalul 3 din n minus 4. Bine. Pot? Radicalul 3 din n pătrat. Și egal cu, dedesubt, o să spunem egal cu. E la limită din n cu minus n se reduc, deci vine 3. 3 radical de ordine 3. 3 radical de ordine 3. Din n pătrat. Totul supra. Radical din indice 3 din n. Era radical și 3 din n pe lângă nu știu cine era aici. N minus 1 s-a putut era. Numitorul acela. N minus 2? N minus 2. Da, radical 3 din N minus 2. N minus 2, să zicem și noi. Pe lângă, dacă scoatem pe radical din N factor, fiind la pătrat, pe aici, produsul, 3 radical de ori 3 din N pătrat. 3 din N pătrat. Se. Nu mai este nevoie. Simplificăm și face ceva pe el, face infinit, egal cu el la 0, face 1. E la 0 egal cu 1. Terminați și așa spune limită. Hai să vedem o altă, și anume, limită din. Limită din. Spunem așa, A la puterea radical din. Nu, A la puterea 1 pe N. A la 1 pe N. Plus B la 1 pe N supra 2 și totul la puterea N. Cât ar fi limita asta? 1 la infinit. Da, suntem aici 1 la infinit. 1 la 0. Da, 1 la 0, dar vine 1 plus 1. Pardon, A la 0 e 1, A la 0 e 1, 1 plus 1, 2, 2 pe 2, 1 la infinit. Tot numărul e. Deci, repede, zicem, îi dau cu limite pentru... 1 plus A la 1 supra N. Plus B la 1 pe N minus 2. Minus 2. Supra 2. Tot la inversul. 2 supra A la 1 pe N. N, plus B la 1 pe N, mulțit cu A la 1 pe N, B la 2 pe N, A, minus B. Corect. Supra. Și minus 2 sus. Supra. 2. Da, mulțit cu E. Corect. Numărul E este egal cu E la limit. A la 1 pe N. B la 1 pe N minus 2, totul supra 2, tot N. Da, e dau mai departe cu... E nu putem să facem în față. E nu mai este sub din fața limitului. Deci 2, 1 pe 2. 2, 1 pe 2 este față. 1 pe 2 limită din. Bine. A la 1 pe N. Plus B la, la fi bine dacă s-a orientat la chestia asta, nu e rău drog. O minus 2. Și totul supra 1 pe el. 1 pe el. El acela îl scrie așa. Da. Rupem după aia minus 2. 2. Rupem pe minus 2 în două bucăți, egal de sub cu el la...
Nu, era cu el la 1 pe 2, pe lângă. Limită din. A la 1 pe n minus 1 supra 1 pe n și distribuim. Minus 1 totul supra 1 pe n. Plus limită din. B la 1 pe n. Minus 1 supra 1 pe n. Și egal mai departe, spunem egal cu E la 1 pe 2 pe lângă. Asta e limită fundamentală, logaritm natural din A, plus logaritm natural din B. Și egal cu E la 1 pe 2, logaritm natural din produsul A ori B. A ori B. Egal cu logaritm natural din radical din A ori B. E la, e la logaritm. E la logaritm care face radical din A ori B. Așa asta ar fi fost limita. Iată să modificăm un pic limita asta și spunem așa. A la 1 pe n plus B la 1 pe n supra C la 1 pe n plus D la 1 pe n, totul la n. Păi punem aici supra 2 și aici supra 2. Da, repede, o să rupem în două limite. Egal cu limita n. A la 1 pe n, B 1 pe n, supra 2, corect. Totul supra, C la 1 pe n, plus D la 1 pe n, totul supra 2. Da. Așa. Și fiecare la n. Poți să spui așa, la n asta și la n asta de sus. Și în felul ăsta am dus la două limite. Sus a fost radical din A ori B. Și jos va fi radical din... Adică egal cu un singur radical din... A, B, C, D. Și așa asta ar fi limita. Să vedem o altă limită. Hai să spunem așa, că avem limită din logaritm natural din cosinus de 1 pe n, cosinus de 1 pe n, totul supra logaritm natural din cosinus de hai să punem alfa pe n aici și de cât și beta pe n. Păi avem, se duce spre 0 și avem un logaritm natural din 1. Adică scădem un 1 în... Logaritm natural din 1 care face 0. Și atunci vreau să credem un argument, da? Hai să zicem. Conform unei limite fundamentale. Limite pentru. Logaritm natural din 1 plus cosinus de alfa pe n, din alfa pe n, minus 1. Așa. O secundă, nu te grăbi. Până în paranteză, ca să înțeleagă tot... Am adunat și am scăzut aici 1, la fel faci și jos, logaritm natural din... 1 plus cosinus beta pe n, minus 1. Așa. Și este egal cu... Avem o fundamentală care spune logaritm natural din 1 plus un șir xn totul supra xn. Deci, face un din de la 1, dacă și numai dacă xn se duce spre 0. Dar noi vreau xn-ul joacă ăsta. Ăsta este xn-ul. Și se duce la 0. Băzi 0 face 1, minus 1, 0. Deci vom fi limită pentru un pic mai sus, o altă linie de fracții. La numărător, deci logaritm natural din ce era acolo, 1 plus cosinus de alfa pe n minus 1, totul supra. Alu cosinus de alfa pe n minus 1. Așa? Totul cos de alfa pe n minus 1. Înmulțit cu cosinus de alfa pe n minus 1. Să zic un paranteză, da? Scriu prima mai strâns. La fel faci și jos, logaritm natural din 1 plus cosinus de... beta pe n minus 1. Da. Totul supra. Cosinus de beta pe n minus 1. Înmulțit cu cosinus de beta pe n, minus 1. Și egal cu, o să continuăm, egal cu limită din... Aici face 1, da. Aici 1, așa, și limită din cosinus de alfa... 1 minus cos, deci din 1 minus cosinus de alfa pe n, totul
totuși supra 1 minus cosinus pe beta pe x. Egal cu limita din 2 sin pătrat de alfa pe 2n. Totuși supra? Da, 2 sin pătrat pe beta pe 2n. Egal cu fundamentală. Pentru sinus, argumentul se face 0. 2 sinus de... Da, 2 cu 2 să mai... Să din aia vreau să mai spunem. Limita din... Linie de fracție. Sinus pătrat... Da, sinus pătrat de... Alfa supra 2n, totul supra alfa pătrat pe 4n pătrat. Bun. Înmulțit cu alfa pătrat pe 4n pătrat. La fel jos face fundamentala. Sinus pătrat de beta pe 2n totul supra beta pătrat supra 4n pătrat înmulțit cu beta pătrat supra 4n pătrat egal cu 1 și aici 1 egal cu limită, dar nu, trecem regional. Alfa pătrat. Deci este alfa pătrat pătrat pe beta pătrat. Și cu asta am făcut și limita respectivă. Poftim aici partea asta și să spunem limite pentru limite pentru limite din e la puterea 1 pe n 1 pe n pătrat. E la 1 pe n pătrat minus cosinus de 1 pe n în paranteză totul de mulțit cu n pătrat. Sigur că da. Ia să vedem ce manevră ne vine în minte acum, acolo. Ce mare inițiativă. E la ceva. Cât timp ai trebuit? Minus 1. Da. Am vrut să un număr în moment. E ca o limită pentru. Bine. E la 1 supra 1 pătrat. 1 plus. E... Nu. Lasă-l minus 1 mai întâi și plus 1 plus 1 minus cosinus de 1. Supra n, totul mă la 2. Este egal cu... Limită. Din prima bucată, e la 1 pe n. Minus 1. N pătrat. N pătrat minus 1. Plus limită. Ori n pătrat. Ori n pătrat. Pune n pătrat la asta. Plus limită din 1 minus cosinus de 1 supra n tot ori n pătrat. Hai, ne revede de egal mai departe cu limită limită din e la 1 supra n minus 1 tot supra 1 pe n pătrat. Ori 1 pe n pătrat. 1 pe n pătrat. Și ori n pătrat. Ori n-pătrat, așa, plus... 1 minus cos acela este... 2 sin pătrat de 1 pe 2n. Așa, ori n-pătrat. N-pătrat. Prin paranteză, unde... Acela tot este... Se duce n-pătrat cu n-pătrat. Care e împătrat? E atentă! Care e împătrat? E împătrat de după. E împătrat cu e împătratul la care e mulțit. Păi se poate. Da. Și face logaritm natural din e. Care este că logaritm din e face 1, de fapt? 1 plus... Limită. Hai, limită. Din fundamentală, 2 sin pătrat de 1 supra 2 n. Supra 1, 1 supra 4 n pătrat ori n
1 limită prin 1 supra 4n pătrat ori n pătrat, n pătrat, n pătrat, este egal cu 1 plus 1 pe 4. Sunt 2 cu 4. A, 2. Da. E bine, 2. 2, 1, 2. Da, cu 3 pe 2. Da? Egal cu cât? Cu 3 pe 2. Ia să vezi tu, de 13, numai de sub, spun așa. Limită pentru, limită din, linii difracții. A la puterea 1 pe n pătrat, a la 1 pe n pătrat, minus scos de 3 pe n, și totul supra, b la puterea 1 pe n pătrat, minus cos de 2 pe n. Cât faci asta? Așa, deci 0, a la 0, 1, pozi 0, 1, 1, minus 1, 0, 0 pe 0. Cum ai de gând să încerci să rezolvi asta? Avem scris că 1. Sigur că da. Ar fi cazul sau atunci să scazi 1 cu 1. Bine. A la 1 pe n pătrat, minus 1, plus 1, cosinus de 3 supra n, așa, supra b, 1 pe n pătrat, minus 1 plus 1 minus cosinus de 2 supra n. Și dăm mai departe cu limită, bine, costuri fundamentală, da, a, un pic mai sus, a la 1 supra n pătrat minus 1 supra 1 pe n pătrat, plus 2... O, o secundă, ai pus tu cu 1. A, ori 1 pe n pătrat. Bine. Așa. Plus cosinus de 2 sin pătrat. Deodată, 2 sin pătrat de... 3 supra 2 n. Totul supra... Totul supra 3... Nu. Dar e bine. A, facem fundamentala de data? Da, da. Aici, 3. Pe 2 n. 9. 9 pe 4 n pătrat. 4 n pătrat. Înmulțit cu? 9 supra 4 n pătrat. Da. Totul supra, la fel și jos. V la 1 supra n pătrat minus 1 supra 1 pe n pătrat ori 1 pe supra n pătrat plus 2 sin pătrat de 4 de 2, 2 pe 2 n, adică 2 sin pătrat de 1 pe n. Da, deci 1 pe n. Totul supra 1 pe n pătrat, văd 1 supra n pătrat. Exact. Fundamentalele aici, aici, așa, aici. Corect, așa, la fel dincolo. Aici, lui natural din, din A, egal cu limită, limită. Din. O secundă, se vede 1 pe n pătrat, care a ieșit în față peste tot, și la fel și 1 pe n pătrat în partea asta. Și deci nu mai este n pătrat, încă nu mai cu limită, nici mai cu limită. Deci rămâne lui natural din A, da, plus 2, 9, 2, 9, 18 pe 4, totul supra, supra din B, plus 2. 2. Plus 2. Așa asta este și valoarea limitei respective. Deci aici a fost din nou esențială ideea cu adânscă de mână, nu? Da? Altfel nu ar fi mers. Să vedem o altă limită. Limită pentru el tinde la tot limită noi din a fie din. Ca să vedem și pe asta, logar natural din, logar natural
Din E. Încă o dată rugare naturală. Din, deschide paranteza, E plus E plus sinus de alfa pi. Sinus de alfa pi, totul supra, logarea naturală din, logarea naturală din, E plus sinus de teta pi. Adunăm și credem în logaritmul din... Stai să vedem, nu ne grăbim. Mai că să vedem ce situație este. Da. 0 pe 0. Da. Când alfa, îți alfa pe minus la 0, sin de 0 este 0, logaritmul din e. 1. 1, logaritmul din 1? 0. 0. 0 pe 0. Deci adunăm să credem în argumentul primului logaritm. Adunăm să credem în argumentul primului logaritm. Fiindcă, argumentul său a făcut 1, da. Adunăm să credem în 1 în interiorul său. De ce calcul? Logaritmul natural din. Deschide paranteza. 1 plus. Logaritmul natural din e plus sinus de alfa pe n minus 1. Stai să vezi. Minus 1, dar nu închide paranteza la minus 1. Acolo mai încă o dată. Așa. Și încă o dată pe paranteza dreaptă. Așa, da. Așa. Supra. Logaritmul natural din. 1 plus logaritmul natural din e plus sinus de beta pe n minus 1. Așa. Egal cu limita de din. Din. 1 plus logaritmul minus 1. Păi, cum este aici? Este în varianta logaritmul din 1 plus un șir XL. Da. Supra XM? Tot supra același și XM, deci merge și face până la metru. Dacă duce la 0 și se duce. Da. Deci atent. Logaritm natural din, deschide paranteza, 1 plus logaritm natural din. Din e plus sinus de alfa pe n, minus 1. Totul supra, totul logaritm, așa? Supra XM, adică logaritm natural din. E plus sinus de alfa pe n minus 1 înmulțit cu exact, bucata aceea natural din e plus sinus de alfa pe n minus 1 așa așa și paranteza la sfârșit acolo, bun, și la fel jos scrie un pic mai strâns pentru că natural din 1 plus natural din e plus sinus pe beta pe n minus 1 totul supra logaritm natural din e plus sinus pe beta pe n minus 1 înmulțit cu logaritm natural din e plus sinus din beta pe n minus 1 egal cu avem aici 1. Da. Așa. Și avem limită din logaritm natural din e plus sinus din alfa pe n minus 1 totul supra logaritm natural din e plus sinus beta pe n minus 1. Și egal cu limită din? 1 vin pe logaritm natural din e. Da. Pe 1 ăsta, da? Ca logaritm din e. Deci vin logaritm natural din? Din e ori. E plus sinus de... E plus. Sinus de alfa. Sinus de alfa. Totul pe e. Pe n. Pe lângă. Argument. Pune în paranteză. Minus. Minus loc de 1 vin minus logaritm din e. Minus logaritm natural din e. Totul supra. Facem așa cu jos. Asta este logaritmul natural din. E plus sinus de alfa pe n minus beta pe n minus logaritmul natural din e. Așa. Și egal cu, dedesubt, limită din limită de fracții
diferența logaritmilor. Logaritmul câtului, deci vine ăsta asupra ei, deci un pic, scrie logaritmul al din, ei difracție. E plus sinus de alfa pe N, supra E, jos, logaritmul al din. E plus sinus de beta pe N, totul supra E. Acum, E-ul ăsta se distribuie la amândoi, deci egal cu limită din linii de fracții, logaritmul din, deschid în paranteza, 1 plus sinus de alfa pe N supra E. Da. Logaritmul din plus sinus de beta pe N supra E. Și egal cu, ia să vedem, continuăm aici undeva mai sus. Limită din. Ce putem face aici? 1 plus ceva, totul supra. Deci logaritmul natural din. Deschide paranteza. 1 plus sin de alfa pe N pe E și totul supra. Sin de alfa pe N. Totul pe E. Acolo un pic mai... Un pic mai sus scrie sin de alfa pe E. Așa și înmulțit cu... La fel ca și jos. Din beta pe N supra E înmulțit cu sinus din beta supra E totul supra E. Așa. Fundamental acolo și acolo. Și egal mai departe cu E cu E se simplifică. E ăsta cu el de aici. Limită din sin de alfa pe N. Un pic mai sus ca să facem și fundamentala. Sinus de alfa pe N supra alfa pe N până alfa pe N. Totul supra sinus de beta pe N supra beta pe N ori beta pe N. Dar 1, alfa... N pe N se ridică și face cât? Alfa pe beta. Alfa pe beta este rezultatul limitei. Treci pe tabla cealaltă, să mai vedem câteva limite. Și anume, iată, limită din, deschide paranteza, plus 1 supra B3, plus, și așa mai departe, plus punctul 1 supra E între lângă E plus 1, egal cu cum facem asta? Limită din sumă. Din suma aceea. Deci ar fi limită din suma de la K egal cu 1 până la N din 1 supra K până la K plus 1. Și o declară un sumă, luăm deoparte și încercăm să calculăm. Deci, ia termenul de sub sumă mai întâi. Unul pe K pe lângă K plus 1, și vezi cum ar rajezi. 1 supra K pe lângă K plus 1, cum s-ar scrie? Păi, eu încercam să scriu cu o diferență. Așa. Două fracții. Încercăm. O fracție să aibă ca numitor pe K, cealaltă fracție pe cine? K plus 1. A și B. A și B. Atunci la același numitor. A pe lângă K plus 1. Minus B pe lângă... Minus beta.
tot o supracapelă de capus 1. Egal cu 1. A plângă capus 1 din plecat și plecat 1. A pe lângă... Nu, sau K pe lângă A minus B. Deci facem așa, K pe lângă A minus B. Și mai este minus... ce este acolo? Minus A. Sau plus A. N-ai înțeles. V-am desfăcut paranteza mai A, K, da. Plus K, A. Minus B, K. Am scos pe K în factor. Și supra K pe lângă K plus 1. Iar fracția care a fost la început? 1 supra K pe lângă K. Egal cu asta. Când se întâmplă? Numitorii sunt egali, deci numărătorii trebuie să fie egal. Adică K pe lângă A minus B. K pe lângă A minus B plus A. Trebuie să fie egal cu 1. Când se întâmplă egalitatea asta? A minus B egal 0. Identificăm după K. Și de desubt A egal cu 1. Din prima înseamnă A egal cu B și egal cu 1. Deci A egal cu B și egal cu 1. Așa dar te duci în loc de A pui 1 și în loc de B pui 1. Și deci... Dacă să ne întoarcem și acum îți permiți în loc de A pui 1, în loc de B pui 1 și în mod sigur aceasta e descompunerea, dacă aduci aceeași durere K plus 1 minus K, îți dă 1 supra K plus 1. Încât aici vei continua și în loc de 1 pe K pe lângă K plus 1 vei spune egal cu sumă limită din sumă de la K egal cu 1 până la N din 1 supra K minus 1 supra K plus 1. Dă-mi un K valori să vedem cum arată. Deci egal cu limită din limită din. Când K este 1, vine cu 1 pe 1 minus 1 pe 2. 1 pe 1 minus 1 pe 2. Plus. Plus. K-ul este 2, 1 pe 2. Minus. 1 supra 3. Da. Plus 1 pe 3 minus 1 supra 4. Da. Plus 1 pe 5 plus 1 supra N. Minus 1, minus 1 pe N plus 1. Minus 1 pe 2 cu plus 1 pe 2, minus 1 pe 3 cu 1 pe 3, minus 1 pe 4, minus 1 pe N plus 1, ceva. Și cât este limita din 1 minus 1 pe N plus 1? No, nu știu asta, nu se reduce. Dar rămas asta cu plus, rămâne la cu minus. Da. Deci 1 pe N se reduce. Clar. Deci egal cu limită din 1 minus 1 minus 1 pe? Minus 1 supra N. Așa. Deci ce să mă aduci? Tu ești la limită. 4, 1, se duce la 0, 1. 1. Deci valoarea limitei acestea este 1. Terminat. O altă limită. Limită din, de desubt, limită din 1 ori 3 plus 1, nu 1 ori 3, 1 supra 1 ori 3. 1 supra 1 ori 3. Plus 1 supra 3 ori 5. Plus 1 supra 5 ori 7. Plus mai departe, plus puncte, puncte. 1 supra 2 n minus 1, pe lângă 2 n plus 1. Sumă din toate bucate. Limită din toate bucate. Da, cu limita sumei. Da, sumă de la K egal cu 1 până la N. Din. Din. 1 supra K, 2K. 2K minus 1. 2K plus 1. Așa. Luăm. Termen de subsumă. Deci 1 supra 2K minus 1 pe lângă 2K plus 1. Două diferențe. Deci una din fracții să aibă la numitor pe 2K minus 1. Cealaltă pe 2K plus 1. A și B. A și B, da. Aducem la același numitor. A
minus B pe lângă 2K minus 1. Totul 2K minus 1 pe lângă 2K plus 1. Egal cu, desfacem aici 2AK plus A plus A minus 2BK plus B totul supra 2K minus 1 pe lângă 2K plus 1 egal cu K 2A pe lângă A minus B 2K pe lângă A minus B, nu așa B 2K pe lângă A minus B plus A plus B. Plus A plus B. Totul supra. Cine? 2K minus 1. Exact. Formează acum să identificăm asta egală cu cine? Cu cine a fost aici 1 supra 2K minus 1 pe lângă 2K plus 1. 2K minus 1 pe lângă 2K plus 1. Când două fracții sunt egale, numitorii sunt egale, deci trebuie să se întâmple 2K pe lângă A minus B egal cu 1 plus A plus B. A plus B, sigur. Egal cu 1. Asta dacă și numai dacă. A minus B egal cu 0. Și A plus B de desubt egal cu 1. Din prima A egal cu B, mergem la a doua și vine A egal cu B egal cu 1 pe 2. A egal cu B egal cu 1 pe 2. Așadar, ne ducem și noi și locuim pe A și pe B aici. Și avem, în loc de A, punem cât? 1 pe 2. În loc de B, punem 1 pe 2. Și atunci vine egal, mai departe, 1 pe 2 în factor, egal cu 1 pe 2 pe lângă 1 supra 2K minus 1 minus 1 pe 2K plus 1. Și suma pe care am avut-o a fost așa, sumă de la care limită din sumă de la K egal cu 1 până la M din 1 pe 2K minus 1 pe lângă 1 pe 2K plus 1 la numitor. Egal cu, iese 1 pe 2 în factor, egal cu 1 pe 2 limită din suma aceea 1 supra 2K minus 1 minus minus. Nu, n-ai văzut că acesta...